face să văd proprietatea noastră, cum crește așa și pe vertical, și pe orizontală, și pe verticală, și avem pom fructifer. Nu știu de ce, dar parcă vorbește Trump în română. Și uitați ce frumos a crescut acest cais plantat de mine în primăvara aceasta. E un soi din bătrâni, de când era bunica lui Daniel tânără, fecioară. Atunci când ne-am cumpărat proprietatea asta din Cătun, ne-am făcut așa câteva planuri, cum va fi, ce va fi, pe unde vor fi garduri. Am reușit să punem niște plante de mâna Maicii Domnului, cum avem și acasă și ne împânzește așa tot gardul de plasă cu vecinul. Și de-a lungul anilor a crescut gardul respectiv foarte, foarte, foarte frumos și așa verde tot timpul anului, pentru că și iarna rămâne destul de verde, chiar dacă sunt mai puține frunze pe el. Și vroiam să vă arăt un lucru de care sunt tare mândră și tare bucuroasă că a rezistat și crește, în ciuda faptului că a fost mare secetă. E planta asta de mâna Maicii Domnului, chiar la drum, să facă un pic de intimitate oarecum. De fapt, vroiam să spun că sunt lucruri atât de mici de care ne bucurăm atât de mult și chiar sunt, că nu produce nici fructe, nici decât intimitate și un loc verde, dar sunt foarte, foarte bucuroasă. Am pus mai mulți, am pus mai multe fire și nu au rezistat toate, unele dintre ele au murit. Dar vreo 3 sau 4 din, nu știu, vreo 10 cred că am pus, sunt bucuroasă că au rezistat și acelea. Pe lângă firele de mâna Maicii Domnului, mai este și copăcelul acesta, nectarin. De-a lungul timpului, de când ne-am mutat la țară, la curte, am tot plantat copăcei și în special copaci fructiferi, pom fructiferi, și am mai încercat cu nectarinul de mai multe ori. Dar acasă nu ni s-a prins niciodată, întotdeauna murea ori peste iarnă, ori primăvara, vara, se usca. Și de data asta s-a prins chiar foarte bine, e acolo în spatele meu, și verde, și a mers foarte bine anul ăsta. Lucrurile astea mici, mărunte, ne bucură foarte tare. Pe tine ce te bucură, Sofia? Am găsit și semințe de dovleac. Îți plac semințele de dovleac? Uh-huh. Uite, semințele astea de la Rio, de dovleac, sunt niște semințe foarte mari și foarte, foarte bune. Uh-huh. Dar, din păcate, nu le găsim la orice magazin și nu le găsim întotdeauna, dar sunt foarte bune. Pe tine ce te bucură, puiule? Tu par foarte încruntat. Păi, mă bucură că mergem pe munți. Pe munți? Dar eu ziceam, ce te bucură din grădina asta, din ograda asta? Am cules cartofi și nu mai avem să-i strângem. A, deci te bucură recolta de cartofi. Îți place că-s mulți? Da. Și îți place că ai scăpat de lucru? Mhm. Uh-huh. Mhm. Pe tine ce te bucură, iubire? Pe mine mă bucură tot în jurul meu. Nu așa de mult mâna Maicii Domnului, deși și aia e o plantă care îmi place foarte mult. Dar mă bucură în special pe mine copacii, pentru că mi-e place să văd așa proprietatea noastră, cum proprietatea noastră
ca să vorbesc ca una mea. Îmi place să văd proprietatea noastră cum crește așa și pe verticală, și pe orizontală, și pe verticală. Și avem fructifer. Nu știu de ce, dar parcă vorbește Trump în română. Și uitați ce frumos a crescut acest cais plantat de mine în primăvara aceasta. Și a avut un pic de ghinion că a mâncat din el un căprior. Aha. Doar că acest copăcel s-a închepeținat să crească. Și uitați ce frumos a dezvoltat ramuri laterale. Și mă bucur foarte mult să văd pomii fructiferi care cresc. Prosperă. Prosperă. Noi ne place să trăim la țară, ne place să creștem animale, ne place să îngrijim proprietatea noastră. Sigur că uneori în comentarii ne spun oamenii că vai de mine, v-ați luat pe cap atâtea greutăți. Chiar la videoclipul în care ziceai tu cu... Ia uite, s-o rup prunul ăsta. Chiar în videoclipul în care ziceai că tu ai rămas singur acasă cu copii, au început oamenii să spună că vezi ce greu e să lucri în două părți când își iau oamenii mai mult decât pot duce. A bine, a fost o situație temporară. Adevărul este că noi suntem tineri și încă putem duce și a doua gospodărie pentru că deja gardurile sunt făcute, ați văzut că am adus caprele aici. Căutăm soluții să facem o transhumanță adevărată în fiecare an. Și avem nevoie de loc de pășunat, avem nevoie de fân, avem nevoie de iarbă. Plus că cu siguranță copiii ăștia vor crește și vor avea nevoie de o casă unde să stea ei înșiși. Așa că atâta de necăjiți, de fără bani cum suntem noi, ne descurcăm să ținem două gospodării. Auzi, eu zic că și alții zic că ceea ce spui și ceea ce gândești aia atragi. Așa că nu mai tot zice că năcăjiți, fără bani, fără nu știu ce, uite pe alea le atrage. De fapt, noi suntem foarte, foarte bogați și ne străduim să ascundem lucrul ăsta în videoclipurile noastre. Noi încercăm să nu fie așa de evident că suntem bogați. Noi suntem foarte bogați, numai că bogăția noastră stă aici, în suflet, într-o inimă liniștită și într-o bucurie pe care noi o trăim zilnic la țară, nu neapărat blocați în credite bancare sau într-o mașină luxoasă. Chiar apropo, am văzut video ăsta pe Facebook și m-a impresionat, sigur, bineînțeles că era vorba de mine. Și zicea un individ acolo, zice așa: cel mai important atu pe care e nevoie să-l aibă un bărbat sau un om în societatea modernă este acela de a nu simți nevoia să impresioneze pe cineva. Pentru că foarte mulți oameni își cumpără o mașină scumpă și se îndatorează ca să-și impresioneze vecinul sau dușmanul sau coechipierul sau eu știu pe cine concurează el. Noi concurăm cu nimeni, noi ne trăim viața la țară, noi ne bucurăm de roadele câmpului, ne bucurăm de natură, de vreme bună, de tot ce avem și împărtășim cu voi aceste lucruri. Dacă vă place să fiți în asentimentul nostru, abonați-vă la Orășan la Țară. Apropo, uite, le ziceam copiilor mai devreme, explicam la Victor că ambrozia, o plantă care crește sigur sălbatică în România, cred că asta e ambrozia, dacă nu mă înșel eu, după cum o văd, scrieți-mi în comentarii dacă e ambrozie sau nu. Și știm că e o plantă care provoacă alergii la multe persoane, sigur provoacă alergii oamenilor care trăiesc în mediul urban la oraș. Noi care suntem la țară și la noi zboară ambrozia peste tot, că așa, nu avem alergii la planta asta, sigur că nu ne-o place că se dezvoltă foarte bine și așa, dar am văzut că o mănâncă caprele, o mănâncă oile și noi o cosim. Sigur că nu facem culturi de ambrozie ca să deranjăm acum vecinii sau, eu știu, orășenii care trec prin zonă. Dar numai vă zicem așa un punct. Deci trăind la țară și având contact cu multe chestii, îți dezvolți o imunitate și o sănătate, o putere sănătoasă în tine. Vă recomandăm și vouă. Da. Îs ca în goale încăperile. Haide, de. Unde mi-s caprele? Ah, stai că le-am dus acasă. Le-am dus de aici, că au început ploile și, na,
Dar a păscut destul de bine. Venim data viitoare. Este o veveriță acolo, în copaci. Ce interesant e pământul aici, așa de negru și de afânat. O să avem ceva bostani și dovleci pentru porci și chiar și de mâncat pe iarnă. Zice că ăștia cu cât îți mai bine copți, dovlecele, se poate ține și peste iarnă, dacă nu e în gheață, și se poate consuma. Și cu atâția castraveți de ăștia bătrâni, ce o să faci tu? Că sper că nu mi-i pui în supă sau să-mi faci orice mâncare și după aia să îmi zici că... uite-te tu, castravete. Castraveții ăștia i-am lăsat așa intenționat, atât de mari, pentru că... i-am lăsat de sămânță. De anul ăsta vom avea sămânță de castravete de vânzare și vă mai arăt aici că, din păcate, am tot pierdut din vedere treaba asta. Am vrut să-i filmez și să vă arăt ce soi e. E un soi foarte, foarte interesant. E un soi din bătrâni, de când era bunica lui Daniel tânără, fecioară. Și, deci, e un soi bătrânesc. Ăsta nu e un castravete, un exemplar foarte frumos, dar având în vedere că a crescut așa prin secetă, e minunat. O să vă arăt cât de crocant e. Înăuntru, vedeți că e destul de mare, înăuntru are foarte puține semințe și e foarte, foarte crocant. Foarte dulce. Deci... are un gust foarte bun de castravete, coaja foarte subțire și plăcută, deci nu trebuie curățați castraveții când se folosesc în salată sau consumați ca atare, nu trebuie decojiți. Foarte dulce, dacă sunt udați corespunzător, nu sunt amar deloc, dar cum a fost la noi în anul ăsta foarte puțină ploaie și secetă și la noi a fost problemă cu apa, e amar cam până pe aici. Deci o porțiune mică de amăreală și noi dădeam partea asta jos și rămâneam cu castravete foarte, foarte bun. Un soi ce crește foarte interesant. Îți lunguieți castraveții, dar nu exagerat, deci nu e ca și castravetele Fabio, de exemplu, ci ați văzut, numai ăsta a fost un pic curbat. Ei se curbează așa doar atunci când e secetă. Dacă au apă cum trebuie, n-au nicio problemă. Nu mai știu exact când i-am plantat, Daniel. Nu mai știu, dar după câți castraveți ai tu aici pe jos, tu cred că vrei să umpli toată țara cu sămânță de la bunica. Nu neapărat, dar tot culeg acum că deja încep să putrezească, s-o copt foarte tare. Copii, haideți cu roaba! Nu-i bai că te ridici, că tu ești foarte tânăr. Hai te rog cu roaba! Am mai trimis în țară anul acesta, în primăvară de vreme, am mai trimis la câteva persoane. Nu mi-a scris încă înapoi, una singură, o prietenă ce locuiește în zonă, i-a mai dat și mi-a spus că sunt extraordinar. Castraveții au un gust extraordinar, foarte crocant și foarte bun. Cu puține semințe în interior.
Bine că el odată ce îmbătrânește, dacă crește prea mare, el dezvoltă semințe și va avea semințe pentru a avea pentru anii viitori. Dovleci? Nu, nu. Hai cu roaba, că o să vezi. Castraveți. Ia de jos și tot pune roaba frumos. Păi tare mulți castraveți ai lăsat. Eu cred că tu ai planuri mari. Și din cauza că ai lăsat să se dezvolte ăștia mari, n-ai avut nici așa producția anul ăsta. Da. Pentru că ăștia mari iau din sevă și limitează producția castraveților mici. Tu. Uriaș. Sunteți mândri de ce aveți. Iau o robă de castraveți. Uite, eu am unul și mai mare. La ce, un cosaș? Cred că. Au venit întăririle. Asta e partea faină, că de fiecare dată când venim în coace, ne umplem port bagajul cu ceva. Mamă, soacră, nu vrei niște semințe de castraveți? Da, da. Ce faci acum? Nu merg viespile? Da, s-au adunat tare multe viespi. Dar lădița aia de ce ai lăsat-o goală? Așa aia? Te duci, vrei să spui că tu ai mașina plină, dar tu bagi lădițe goale acolo. Vrem să punem niște mere în ea pe mâine și conduce să o spălăm, că au pus o coptie în mașină și... Gata! Ați văzut ce bine ne-am umplut portbagajul? Roțile pe spate s-au lăsat. Am băgat și aici în spate niște cartofi la porș de dus. Deci ne-am umplut, cum s-ar zice, porba. Și roșii și de toate. Din păcate n-am gătat cu cartofii, pentru că n-am avut suficient saci din aia de sâtă. Acum 2 ani ne-am băgat în saci de rafie și nici s-o strica mare parte din producție. Îi lăsăm aici pe jos, că văd că foarte bine le mere. Și o să mai cumpărăm saci. Ia te rog sticla aia. Nou? Trebuie să mă spăl pe mâini. La da, nu cred că specială. Mai este apă. Da, te tați de mândru de ghiveta asta, fai de mine. Da. De nealcoș. Nealcoș. Mi-o pune și ghiveta, că avem acasă, dincolo, ghiuvete de o grămadă de feluri. Numai că trebuie făcută instalația prima dată și nu le aducem toate aici să îngrămădim, să nu mai putem lucra de ele. Da, bine gândit. Le mutăm dintr-o parte în alta. E gata.
Sticla, continuăm. Continuăm acest video cu cartofii. Data următoare probabil o să fim îmbrăcați diferit, o să fim mai bucuroși. Acum trebuie să mă duc să-mi granulez la capre. Și mereu câte crești. Mâine e duminică, nu putem lucra, așa că trebuie să lucrăm astăzi până târziu. Voi faceți așa, că noi tot așa pățim. Ce e zi sărbătoare, nu se poate lucra noapte, trebuie să lucrăm astăzi până nu mai putem, până plecăm în cap.